Bună ziua! Vă aud cu întreruperi. Nu știu dacă se aude bine. Perfect. Cred că vorbiți despre cazul mamei de la München, care a plecat acolo cu copilul pentru a încerca să-l salveze și care trebuie să se întoarcă în țară. Acum câteva zile scriam pe Facebook încercând să găsim o posibilitate de cazare pentru părinții acolo, lângă München. Din păcate, copilul a decedat și femeia a scris disperată că nu îl poate aduce în țară pentru că nu există o măsură clar justificată, clar comunicată, care să le permită părinților care vin, iată, dintr-o zonă roșie din Germania, între timp toată Europa de vest este în zonă roșie, să vină și să-și înmormânteze copilul. E cazul și al altor oameni care trebuie să vină în țară să-și înmormânteze copii, părinți, frați, surori. Cred că pentru aceștia trebuie găsit o soluție. Înțeleg între timp, abia după ce am scris pe Facebook, mi-a scris cineva cu titlu anonim că au mai fost excepții, au mai fost acordate excepții și că trebuie să scrie către consulat și către Ministerul de Intern, ceea ce am sfătuit-o pe această mamă să facă. Cred că regulile acestea n-ar trebui să fie comunicate în mod anonim unui fost ministru pe Facebook, ci ar trebui să fie reguli clare pentru toată lumea. Și dacă ne-am zbătut atâta să facem reguli pentru care să permită credincioșilor, iubiților credincioși să meargă, așa cum ni s-a adresat domnul Vela, să meargă la biserică în noaptea de anul de înviere, cred că cu atât mai mult un pic de efort din partea autorităților e mai mult decât binevenit pentru acești părinți sau frați sau surori sau copii care trebuie să vină în țară și să-și înmormânteze pe cei dragi. Cred că ei merită în primul rând atenția noastră și cred că nu există un singur român, un singur creștin, un singur iubit credincios care, în țara asta care să nu dea mersul său la biserică în noaptea de înviere pentru ca o mamă să poată să-și îngrape copilul. Poziția Ministerului Afacerilor Externe după zeci de telefoane, ba la MEAI, ba la MAE, s-a născut o poziție oarecum oficială. După ce a fost semnalat cazul, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că se caută soluții pentru repatrierea trupului. Vreau să le dau celor de acasă câteva detalii și ție, Vlad. MAE anunță că au fost întreprinse demersuri pentru notificarea autorităților române competente cu privire la derogarea de la carantină în cazul celor doi părinți ca să-și poată jeli și înmormânta copilul. Cu privire la situația semnalată, Ministerul Afacerilor Externe precizează că reprezentanții Consulatului General al României la München sunt deja în contact cu cei doi cetățeni români și depun demersuri pentru facilitarea finalizării procedurilor de preluare și repatriere a trupului neînsuflețit. De asemenea, MAE a întreprins demersuri pentru notificarea autorităților române competente cu privire la solicitarea celor doi părinți, celor doi cetățeni români, de obținerea unei derogări de la obligativitatea aplicării măsurii carantinei la revenirea în România. Vlad Voiculescu, un comentariu, te rog. Păi singurul comentariu decent este că, iertați-mă, mă enervează. Mă enervează cum autoritățile se raportează la un caz apărut în presă. Deci, dintr-o dată, autoritățile dau atenție acestei familii pentru că cineva a scris despre asta și pentru că dumneavoastră ați sunat acolo. Nici măcar la sfârșitul acestui comunicat n-am auzit, sau poate n-ați citit dumneavoastră, ar trebui să fie și pentru alte familii care trec prin această Bineînțeles că nu poate situație. fi tratat doar ca o speță singulară, trebuie Dar nu este stabilită o o speță procedură. singulară. Nu este o speță singulară. Există poate zeci de familii în această situație. Nu poți aborda lucrurile populist rezolvând un caz aparte. Da, rezolvi un caz aparte, un caz care ți-a fost semnalat public, de oricine ți-a fi fost semnalat public, dar înveți din asta și transmiți public tuturor, ca autoritate competentă și autoritate responsabilă, transmiți tuturor cum trebuie să procedeze. În fiecare seară avem ministrul de interne vorbindu-ne jumătate de oră despre sentimentele dumisale și despre credințele dumisale.
ar trebui să comunice despre sentimentele și despre nevoile oamenilor și să spună clar dacă ești în situația asta, faci asta, dacă ești în situația asta, faci asta. Ar trebui să poată oamenii să sune la un număr de telefon și să aibă toate informațiile astea imediat disponibile. Și autoritățile au datoria să se gândească la lucrurile astea. Nu e greu să te gândești că în 2 luni de zile mai și mor oameni. Se întâmplă lucruri, viața merge mai departe, există oameni, același lucru cu situația comunicării ordinului de sau ordonanței militare prin care se spunea că se încetează tratamentul urgențelor, respectiv al tratamentelor neprogramabile. Ce s-a întâmplat imediat este că probabil sute sau mii de pacienți au fost trimiși acasă. Sute da. Sau mii de pacienți care sunt bolnavi de cancer, care trebuie să facă tratamentul acum, nu poate fi amânat. Lucrurile trebuie comunicate mult mai clar, avem nevoie de ghiduri terapeutice pentru fiecare patologie în parte și, în general, pentru fiecare situație în care niște oameni, niște cetățeni, niște iubiți credincioși sau iubiți necredincioși se află. Pentru toți aceștia, statul ar trebui să aibă soluții clare.